Vreau să citesc câteva versete din Scriptură, din Cartea Începuturilor, Cartea Genesa, mai întâi din capitolul 1 și apoi câteva versete din capitolul 3. Capitolul 1, versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femească a făcut, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis. Și capitolul 3, Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zile vieții tale să te târăși pe pântece și să mănânci sărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul neveste tale și ai mâncat din pomul despre care îți să nu mai înângi deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Cei care ați participat de mai multe ori la o slujbă de căsătorie în biserică, poate în biserica asta și în alte biserici, știți foarte bine că Există un moment special în cadrul slujbei de căsătorie în care celor doi li se pun niște întrebări. Întrebările acestea sunt foarte serioase și răspunsurile trebuie să fie foarte serioase. Pentru că răspunsul la aceste întrebări este consemnat de Dumnezeu. Dumnezeu este martor la căsătoria voastră și răspunsurile acestea vă leagă unul de celălalt pentru toată viața voastră. Numai că în această zi vreau să devansez puțin momentul acela și să încep punându-vă câteva întrebări sau punându-vă o întrebare la care poate că sunt mai multe răspunsuri, o întrebare la care nu sunteți obligați să răspundeți public. Dar are rost întrebarea aceasta pentru că s-ar putea să vă pună să gândiți. Și întrebarea pe care vreau să vă puneți următoarea, de ce ați venit astăzi aici la Casa Domnului? E o zi frumoasă, e ziua anunții. E o zi de bucurie. Unul dintre răspunsuri ar putea fi: Am venit la casa lui Dumnezeu pentru că am crescut într-o tradiție religioasă. Și tradiția religioasă ne-a învățat că în ziua anunții te duci la biserică. Nu e așa? Un alt răspuns posibil ar fi că e o zi de bucurie și vrem să împărtășim bucuria asta cu rudeniile, cu cunoscuții, cu invitații. Bucuria nu este bucurie dacă nu este împărtășită. Dar un alt răspuns, și cred că acesta ar trebui să fie răspunsul serios la întrebarea aceasta, este că vre vreți să vă înscrieți la ceea ce a fost la început. Oare ce a fost la început? La început, Dumnezeu l-a făcut pe Adam, a făcut-o pe Eva, a adus-o lângă Adam și cei doi au stat înaintea lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu te-a făcut pe tine, George, a făcut-o pe Monica. Într-un chip pe care noi nu-l știm, n-am ascultat istoria, povestea voastră, Dumnezeu a adus-o pe Monica lângă tine. Și stați înaintea lui Dumnezeu în ziua Anunții voastre. Acum, citesc în Scriptură că după ce Dumnezeu a adus-o pe Eva lângă Adam, Dumnezeu a zis, adică Dumnezeu, dacă vreți, le-a ținut o predică. Și scrie aici în Biblie, n-am citit chiar tot ce le-a spus Dumnezeu, ce le-a predicat Dumnezeu. Dar dincolo de faptul că Dumnezeu le-a ținut o predică, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu i-a binecuvântat. Credeți că Dumnezeu mai face lucrul acesta și astăzi, când... Când aduce doi oameni împreună, cei doi oameni stau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le ține o predică și Dumnezeu le îi binecuvintează. Mai face Dumnezeu asta, frați și surori? Daniel, uh, George și, și Monica, credeți că mai face Dumnezeu să vă binecuvinteze? Mă uitându-mă aici în Scriptură, mi-am pus întrebarea, bine, dar ce înseamnă binecuvântare? Că folosim foarte des cuvântul acesta, Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu binecuvintează, vin cei doi să fie binecuvântați. Oare ce înseamnă binecuvântare? Dacă mă uit ce s-a întâmplat la început, binecuvântare, dincolo de faptul că este o cuvântare de bine, este o gândire despre binele pe care cineva îl dorește celor doi și care poate cândva să se materializeze în binecuvântare palpabilă, Binecuvântarea însemna pentru ei faptul că Dumnezeu le-a creat condiții pentru o viață binecuvântată. Dumnezeu a făcut un loc pe care l-a numit Rai. Ce vă trece prin cap când, gând, când vorbiți despre Rai? Ceva extraordinar. Condiții perfecte. Da? Dincolo de faptul că Dumnezeu a creat aceste condiții perfecte pentru o viață binecuvântată, Dumnezeu le-a dat. Resurse pentru, pentru o viață binecuvântată. A făcut tot felul de pomi, a zis: pot să mănânci, da? Dincolo de condiții și dincolo de, de resurse, binecuvântarea, dacă vreți, desăvârșită. Știți ce însemna pentru prima familie? Prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu venea la ei în răcoarea zilei. Nu știu dacă ați reușit, dragii mei, să pricepeți ce înseamnă, ce binecuvântare extraordinară este să fie prezența lui Dumnezeu în viața cuiva sau în casa cuiva. Numai că, ă, asta este introducerea, numai că nu știu cât au stat ă, oamenii aceștia, primă familie, pe drumul ăsta al binecuvântării. A venit o altă vreme, când cei doi au apucat-o pe un alt drum, drumul ieșirii de sub binecuvântare. S-a întâmplat asta, frate, Emil. și surori, Ce care citeți în scriptură: Dumnezeul care i-a binecuvântat într-o zi, Dumnezeul acesta s-a văzut nevoit să vorbească sau să spună un blestem. Blestemat este. Pentru că familia aceea a ieșit de sub binecuvântare. E mai vreau să predic în câteva minute despre drumul pe care să nu mergeți niciodată. Ascultați-mă bine. Drumul pe care să nu mergeți niciodată, drumul ieșirii de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunteți în ziua anunții în casa lui Dumnezeu să primiți binecuvântare de la Dumnezeu. Niciodată să nu mergeți pe drumul ieșirii de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Am zis și m-am pus întrebarea, ce înseamnă să, să apuci pe drumul ăsta al ieșirii de sub binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce înseamnă drumul acesta pe care să nu mergeți niciodată? Deci, mai drumul acesta pe care să nu mergeți niciodată este drumul forțării limitelor libertății. Drumul forțării limitelor libertății. Dumnezeu i-a creat pe oameni liberi. Dumnezeu ne-a dat libertate și că adică, dacă mă uit în Scriptură, știți, este o expresie acolo care arată libertatea aceasta. Poți să mănânci după plăcere. Ești liber. Că până la urmă, libertatea înseamnă să poți alege fără să fii constrâns de ceva, obligat de ceva, ai această libertate să alegi. Poți să mănânci după plăcere. Acum întrebarea mea este, dragii mei, libertatea asta pe care a dat-o Dumnezeu are limite. Spunea fratele Emil ceva despre, despre anumite limite. Ia acolo în Scriptură așa, poți să mănânci după plăcere, dar când Dumnezeu spune, dar Dumnezeu pune limite. Dar din pomul acela să nu mănânci. Ai libertatea să mănânci, dar e o anumită limită. Mă, George, tu te căsătorești liber cu Monica, da? Monica, te căsătorești, liber, te căsătorești liberă cu, cu, George. Dar este o anumită limitare în libertatea asta. Trebuie să ții cont de voința lui Dumnezeu și trebuie să ții cont de acum înainte de voința celui de lângă tine. Ești liberă, Monica. Dar, știți, Adam și Eva aveau această libertate dată de Dumnezeu și oamenii aceștia au forțat libertatea dată de Dumnezeu să treacă dincolo. Dumnezeu a zis, aveți libertatea să mâncați din toți pomii din grădină, dar să nu treceți dincolo de ceea ce pune Dumnezeu ca limită. Și au trecut. Au ieșit de sub binecuvântarea lui Dumnezeu când au forțat limita asta libertății puse de Dumnezeu. Deci, mai, noi avem libertatea bunoară să venim la biserică sau să nu venim la biserică. Nu stă nimeni cu pușca după noi să venim la biserică. E adevărat sau nu e adevărat? Numai că Dumnezeu pune o anumită limită acestei libertăți. S-ar putea să ieșim de sub binecuvântarea lui Dumnezeu dacă folosim libertatea aceasta să trecem dincolo de limită. Zice Sfânta Scriptură așa, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Avem libertatea să venim, libertatea să nu venim. Dar eu, e ceva acolo, să nu părăsim adunarea noastră. Vă dau un alt exemplu. Noi avem libertatea să spunem adevărul și avem libertatea să mințim. Dragii mei, cu aceeași posibilitate de a spune adevărul, este și posibilitatea de a minți. Nu o să se oprească vorbele între corzile vocale când spunem o minciună. Nu? Cu aceeași claritate, cu aceeași articulație, dragii mei, vom spune o minciună cum spunem un adevăr. Numai că este o, o, limită în Scriptură. Nu vă mințiți unii pe alții. Fiecare să spună aproape lui sau adevărul. Ei, vreau să vă întreb, câți dintre noi forțăm libertatea asta și -o trecem dincolo de limită? Deci, Drumul acesta al ieșirii de sub binecuvântare, dragii mei, înseamnă, printre altele, drumul forțării limitelor libertății. Dumnezeu să vă urte să rămâneți între aceste limite. În al doilea rând, drumul acesta este drumul, drumul ăsta care vă scoate de sub binecuvântare, este drumul nemulțumirii. Dumnezeu se pricepe foarte bine, George și Monica, să ne împlinească toate nevoile. Ascultați-mă bine, Dumnezeu ăsta suveran se pricepe foarte bine să împlinească toate nevoile. Ti deci Dumnezeu a scos pe evrei din, din țara Egiptului și a pornit așa pe un drum prin pustiu. Cu ce au putut să iasă? Provizii pentru 40 de ani? Da, de unde? S-a priceput Dumnezeu să le împlinească nevoile. Le trimitea în fiecare, în fiecare dimineață pâine din cer. Adică mana. Dar ascultați-mă, Dumnezeu se pricepe foarte bine să împlinească unor și capriciile noastre. Dar nu o face totdeauna. Dar să putea să, facă. Au zis evrei, mană. Tot mană. Mana asta proastă. Vrem să avem carne și Dumnezeu le-a dat carne. Asta spune Biblia, nu? Le-a împlinit acest capriciu. Dar, deci, mei, Oricât de mult, ascultați-mă, oricât de mult a împlinit Dumnezeu nevoile sau capriciile, natura noastră umană este îndreptată spre nemulțumire. Dumnezeu a făcut raiul sau Edenul pentru Adam. Cu toată frumusețea pe care Dumnezeu știe să o pună la lucru atunci când Dumnezeu creează ceva a făcut Dumnezeu o grădină și l-a așezat acolo pe om, dragii mei. Și într -un, la un moment dat a fost de mulțumit de ce a pus Dumnezeu la dispoziție. A vrut să treacă dincolo. Dumnezeu a creat-o pe Eva pentru Adam, spune Sfânta Scriptură. Da? George, a fost încântat Adam când a adus-o Dumnezeu pe Eva la el. Iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie. Și nu după multă vreme, Adam este nemulțumit de Eva și a zis către Dumnezeu, femeia asta pe care mi-a dat-o tu, ea a făcut ce a făcut. Da? Adică ești încântat de ce spune Dumnezeu la dispoziție, îți împlinește nevoia pe care o ai și după o anumită vreme ești nemulțumit. Dar, dragii mei, Nemulțumirea este o anumită stare sufletească care până la urmă generează alte stări sufletești. Frustrare, lamentare, ba, cârtire uneori. Știți că evreii prin pustiu când au ajuns într-o stare de nemulțumire au început să cârtească împotriva lui Moise și Dumnezeu a zis împotriva mea cârtește poporul acesta. Își exprimă nemulțumirea. Nemulțumirea uneori deformează realitatea am citit, am citit, undeva un joc de cuvinte, Îl zice așa, nemulțumitul se pare, este un om se pare, care crede că ce are, nare. Deci nemulțumitul este un om se pare, care crede că ce are, nare. are Are casă, dar se pare că nu are, că nu-i ca a nu știu cui. Are mașină, dar se pare că nu are mașină, că nu-i ultimul model. Are soție, dar se pare că nu are, că nu, nu știu, care ca, ca fotomodel. Și din cauza asta sunt atâtea divorțuri în lumea aceasta, dragii mei, pentru că ajunge la o stare de nemulțumire. Deci, eh, drumul ăsta al nemulțumirii este drumul care vă scoate de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Să nu mergeți niciodată pe drumul acesta. În al treilea rând, drumul acesta este drumul ascultărilor nelegitime. Poate ziceți și asta. Ascultați ce spune aici Dumnezeu. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale. Sunteți aici bărbați căstoriți. Ați ascultat vreodată de glasul nevestei? Ați ascultat? Dumnezeu zice, A ieșit de sub binecuvântare cu alte cuvinte pentru că ai ascultat de glasul nevestei. Ma, n-ai voie să de glasul neveste, ce ziceți? S sau ai voie? Se recomandă. Deci, mei, sigur că ai voie să asculți. În Vechiul Testament este un, model, un, exemplu când, când uh, Sara se duce la Avram și zice izgurește pe roabă și pe fiul ei pentru că fiul roabe nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. Și spune în Sfânta Scriptură că Avram s-a necăjit din cauza asta. Și a zis Dumnezeu așa, ascultați, Avrame, ascultă de glasul nevestei tale. Pentru că are dreptate. Fiul roabe nu va moșteni, numai în Isac vei avea o sămânță în care vei fi binecuvântat. Adică Dumnezeu zice, ascultă de glasul nevestei. Și aici Dumnezeu zice, pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale, ai ieșit de sub binecuvântare. De ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă? Înseamnă că în momentul acela Eva era instrumentul diavolului, instrumentul celui rău. Și ori de câte ori asculți, nu contează prin cine, bărbat sau, sau, sau soț sau soție. Când asculți de cineva care are în spate influența celui rău, ieși de sub binecuvântare. de am spus, drumul ăsta al ieșirii de sub binecuvântare este drumul un ascultări nelegitime. Când asculți de cineva care în momentele acelea se îl pune la dispoziția celui rău ca să aducă din partea celui rău cuvântul pe care îl pune înainte și trebuie să fie ascultat. Deci, mai pentru asta, ca să nu cazi în ispita asta să asculți nelegitim de cineva, trebuie să ai discernământ spiritual. Știți, a zis a zis soția lui Iov către Iov în încercarea cea teribilă prin care trecea, durere extraordinare, dragii mei, a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Avea lângă ea pe un soț care suferea extraordinar. Și-a pierdut afacerea, au murit copiii, era bolnav, era plin de bube din crește de capului până în tălpile picioarelor, trebuia să fie undeva scos afară și nevasta asta uitându-se la el a zis, cap dacă îl blastem pe Dumnezeu, și a zis Iov, ce zici, a avut în momentul acela discernământ spiritual să nu asculte de nevastă lui. Ce zici, a avut sau nu a avut? Sigur că a avut. Cum primim de la Dumnezeu binele să nu primim și răul? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Deci, dragii mei, în al rând, Ieșirea asta, drumul acesta al ieșirii de sub binecuvântare este și drumul ascultărului nelegitime. Atunci când îți apreci urechea la ceva care vine prin cineva din familie de la cel rău. În al patrulea rând. Drumul acesta al, 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 ieșirii de sub binecuvântare este drumul nevegherii. Deci, mai când cineva se căsătorește, cum face George Bunor astăzi, sau cum face Monica, își asumă responsabilități suplimentare. Până acum George a avut responsabilitățile lui, fecior s-a dus în coace și încolo, a decis unde merge și când vine acasă, dacă vine la biserică, dacă nu vine, el vine la biserică. Da? Monica la fel, când se căsătoresc și asumă responsabilități suplimentare să gestionați viața voastră pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Să munciți, da? Să-ți iubești soția, zice Biblia, e o responsabilitate din Biblie, George. Să fii ajutor potrivit, Monica, scrie ce în Biblie. Dar mai este o responsabilitate. Poate că nu prea predicăm despre asta. Știți care este responsabilitatea? Să vegheați unul asupra celuilalt. Dar ce înseamnă asta? A veghea asupra cuiva înseamnă să te uiți frecvent la el și la ce să te uiți? Ce să vezi? Dacă jide despre o soție care cumva era în competiție cu soțul ei, și mereu se uita la soțul, ei să vadă cam cum uh, acționează, cam ce face, cam cum lucrează și găsea tot tipul de vină. Mergea soțul să pună, uh, să pună vasele mașina de spălat și se ducea imediat. Nu nu, nu așa se pun vasele mașina de spălat. Uite, așa se pun. Nu prea lăsa să intre în bucătărie pentru că nu ținea el curățenie la standardele ei de curățenie. Da? Nu prea îi permitea să facă micul dejun, zicea tu îl faci într-un ceas jumate, îl fac într-o jumătate de oră. Mergeau cu mașina, zicea, dar nu pe drumul ăsta trebuia să i trebuia să -i pe drumul celălalt. Se întâmplă lucrul acesta. Și un moment dat, asta și a analizat toată situația și a dat seama că din cauza acestui comportament, ea e tot timpul tensionată și cu ochii pe să vadă cam unde greșește. Și el a zis, sunt incapabil să fac ceva bun în familie. Și a zis eu sunt de vină pentru tensiunea din familie. Și dacă înțelegeți. Dar responsabilitatea asta la care mă refer acum este să vegheați unul asupra celuilalt, nu să vă găsiți greșelile, defectele, ci situațiile prin care unul trece sau celălalt trece, care ar putea să, să producă ceva schimbări înăuntru. Spune Sfânta Scriptură că Adam era lângă Eva. Și Eva era frământată, trecea pe lângă. Pe lângă pomul acela auzea șoapta diavolului care îi spunea oară a zis Dumnezeu. Toate frământările acestea pe care Eva le avea au trecut neobservate de către Adam. Niciodată n-a întrebat-o ce ai de ești frământată. Care sunt problemele cu care te confrunți? Niciodată. Nu se poate să stai lângă cineva foarte multă vreme să nu vezi transformări de felul acesta care au loc înăuntru, dar ies în afară. Știți că Nemia s-a dus la serviciu, la împăratul, într-o zi, împăratul imediat a sesizat că are ceva și a zis, ce ai Nemia? Nu poate fi decât o supărare, o întristare a inimii. Iese afară, a observat-o imediat. Izabela este, este, în Vechiul Testament prototipul unei împărătese din calea afară de rea, înaintea lui Dumnezeu, avea Dumnezeu ei. Dar știți că în familie, într-o zi, am găsit și asta, lucrul ăsta pozitiv despre Izabela. A văzut pe soțul ei supărat că nu mănâncă, s-a așezat în pat și nu mai vrea să știe de nimic. Și Izabela, femeia starea, s-a dus la soțul ei și a zis, ce ai de nu mănânci? Cu ce te confrunți? care e problema care te frământă? Și a, a început să-i spună povestea cu Nabot, cum a vrut să cumpere via, n-a vrut să o dea și așa mai departe. Înțelegeți? I-a spus cu ce se, se frământă, cu ce se confruntă. Pentru că cineva de lângă el a văzut imediat această schimbare în atitudinea lui. Deci, drumul nevegherii e drumul care vă poate scoate de sub, de sub binecuvântare, pentru că nu vegeați unul asupra celuilalt. Trebuie să veghem unii asupra altora. Și asta nu se aplică doar la biserică. Noi o folosim mereu la biserică. Se aplică începând din familie să veghem unii asupra altora. Și încă un lucru și apoi închei, dragii mei. Un alt lucru de pe drumul acesta, dragii mei, sau ceva despre drumul acesta care vă scoate de sub binecuvântare este drumul inițiativelor solitare. Eva a stat lângă Adam, cum Adam a stat lângă Eva, a stat lângă pomul acela și a avut, ia inițiativa să ia din pomul acela. Interzis. A luat o inițiativă pe cont propriu. După ce s-a consumat actul acesta, a luat ce a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea. Dar n-a spus înainte de actul acela, de, de a lua inițiativa aceasta, n-a spus nimic bărbatului. Vreau să vă întreb, în casă, Îți poți permite să ai inițiative de unul singur? Nu vă grăbiți. Îți poți permite? Ce ziceți? Știți că există în Biblie niște situații în care soții le-au avut inițiative fără ca bărbații să știe. Știți asta? Abigail, bună oară, spuneți la Scriptură, n-a spus nimic bărbatului ei. Și a luat Asini, a încărcat acolo merinde, s-a dus la David, a, a, dat oamenilor lui David mâncare și așa mai departe. N-a spus nimic bărbatului. A făcut bine sau a făcut rău? Nevasta lui, lui Moise spune Sfânta Scriptură, într-o anumită situație, a luat inițiativa să taie împrejur copiii. A făcut bine sau a făcut rău? Mical nevasta lui David, la un moment dat, a venit la el și a zis, Auzi, trebuie să fugi. Și l-a coborât așa pe fereastră. Afară și David a fugit. Ei, dragii mei, aceste inițiative aveau menirea să salveze soții din circunstanțe periculoase. Dacă n-ar fi intervenit se Sefora, nevasta lui Moise, Dumnezeu l-ar fi avut să-l omoare pe Moise. Da? Dacă n-ar fi intervenit Abigail să-și salveze soțul, dragii mei, David cu oamenii ar fi, ar fi venit peste ei acolo. Dacă n-ar fi intervenit Mical, dar de cele mai multe ori, și în cazul acestor răgimi, în cazul Evei, inițiativa asta solitară n-a fost să-și salveze soțul sau să-și salveze casa, a fost să se împlinească pe sine. Asta spune Biblia. Când veți avea inițiative solitare de felul acesta, adică de unul singur, fără să vă consultați cu celălalt, doar pentru ca să vă împliniți pe voi. Și nu o inițiativă care să aibă în vedere întregul familia, dragii mei, s-ar putea să fiți pe drumul care vă scoate de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă rog Domnului să vă binecuvânteze pe amândoi. Sunteți aici așteptând de la Dumnezeu binecuvântare. Nu nu putem da noi. Noi vă dăm eventual sfaturi din Scriptură, spunem cuvinte uh, din partea lui Dumnezeu. Binecuvântarea vă dă Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu condiții prelincie pentru o viață binecuvântată. Resurse pentru viață binecuvântată. Să vă dea Dumnezeu prezența Lui în viața voastră și în casa voastră. Dar vegeați să nu mergeți niciodată pe drumul care vă scoate de sub binecuvântare. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta, amin.